Și spuneți-mi poveștile astea sau ce s-a întâmplat, v-a afectat și pe dumneavoastră. Acum, sigur că te afectează emoțional că da. Discutând și să-l vezi pe un om plângând și să-ți aducă aminte de niște cum să spun, timpuri petrecute cu tratați în felul ăla de rele tratamente și de abuzuri ce s-au bătut asupra lor, desigur că te emoționează. Deci nu poți să fii indiferent când auzi cum, sau să vezi pe un om când plânge pentru ce pentru trecutul lui, pentru ce a suferit el, că poți să fii indiferent de treaba asta. Deci treaba e trecută, dar totuși eu când mă aduc aminte de taică meu și de discuțiile lui, având în vedere toată descrierea lui, păi eu totuși, măi, eu am și eu câțiva ani, dar poate că eu n-aș fi rezistat la toate răutățile alea care s-au petrecut asupra lor. Să vezi tu că îți împușcă nevasta, să vezi tu că îți mâncă copilul de foame, să vezi tu că așa abandonează copilul că nu mai poate duce și îl lasă pe marginea șanțului la cale ferată. Păi când o vin încoace, o vin pe jos, nu știu câte luni de zile. Se duceau, se urcau pe un tren, bombarda trenurile, se dădeau iară jos și o iară lope și mâncau zăpadă, mâncau că altceva n-avea. Și apoi nemții i-a aruncat din tren, care reușeau să meargă câțiva kilometri, mergeau, unde gata, nu mai merge trenul, că nu știu, sau le informau greșit ca să-i dea jos din tren, să nu îi poată. Atunci și-o realizat când s-o văst în Galat, la Reni, cum se spune acolo, că vin acasă. Acolo i-o băgat, le-au făcut desinfectare, i-o băgat într-o, mă povesti bătrânul, într-o cazarmă mare, le-au făcut nu știu câte cazane de ceai și le-au dat câte o farfurie de fasole și o beu ceaiul ăla și ei nu știu când au băgat medicamente în cei ca să nu aducă boli încoace, adică cumva să oprească să aducă tifos, mulți. Tifos, da. Și s-a umflat tot până dimineața acolo, mureau, deschideau geam, nu mai puteau, până la urmă și-au revenit. Le-au dat după aia a doua zi. Și apoi, rând pe rând, au ajuns cum a dat Dumnezeu fiecare la comuna lui, fiecare și-au apucat și-au făcut niște bordee, așa cum s-au putut, că nu mai aveau nimic, nu mai aveau oamenii care îi cunoșteau din comună, ba vineau fiecare cu câte ceva în fiecare zi să-i ajute, să-i reconcilieze, adică cum să-i aducă iar la... De aici au fost duși, ai tot aici da, s-au erau prieteni buni, comuna toată știa că erau oameni meseriași, erau pe vremuri aia, părinți moșul meu, tatăl meu, erau oameni harnici, nu erau niște oameni care se urască comuna, care să-i... să zică bine au făcut că i-au dus. Acum au fost destule și comunitatea care zicea, păi bine că s-au dus, s-au scăpat de țară. Dar nu e așa, că și noi suntem oameni și noi știm să separăm rău de bine și știm să apreciem lumea și pe cei care fac bine și pe cei care fac rău.